În fiecare an, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu oferă cu drag flori de 8 martie doamnelor și domnișoarelor din cel mai frumos oraș dunărean. Neastră, pot să vă dau o floare mulțumesc, aici mulțumesc în, frumos. La mulți ani, mulțumesc. Să aveți grijă de doamne aici, să aibă de muncă, dar să aibă și condiții, că văd că lucrurile merg bine. Mulțumesc frumos, la mulțumesc mulți ani și să fiți... Vă mulțumim ca de fiecare dată, în fiecare an, nu ne uitați. Cu mare drag! Chiar dacă ne aflăm în pandemie, tradiția de 8 martie nu este întreruptă. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin a oferit încă o dată flori de 8 martie pentru a aduce un zâmbet doamnelor și domnișoarelor care lucrează în fabricile din orașul nostru. Chiar dacă nu o să pot să le dau fizic aceste simboluri de primăvară, florile le las la recepție și atunci când doamnele pleacă o să ia câte o floare. N-am vrut într-adevăr să întrerup acest... obicei, să zic frumos, vin de 15-16 ani în fabricile unde lucrează mai multe femei. Mergem și astăzi și n-am vrut să întrerup acest obicei. Suntem în mijlocul doamnelor, le prețuim, le urez din suflet un călduros la mulți ani, să ne fie alături așa cum o fac de când ne știm. Trecem noi și peste această perioadă dificilă și sperăm din tot sufletul ca anul viitor să le putem îmbrățișa și să le urăm personal un la mulți ani, așa cum am făcut-o și în anii trecuți. Pentru toate doamnele, un sincer și călduros la mulți ani! De 16 ani, primarul municipiului oferă pe data de 8 martie flori doamnelor și domnișoarelor. Din păcate, în acest an nu a putut oferi personal florile din cauza pandemiei, însă acestea au fost lăsate la recepție, iar după terminarea programului, fiecare doamnă va fi întâmpinată cu o floare ca simbol al primăverii. Un gest de prețuire, un gest frumos? Frumos din partea domnului primar, în fiecare an, numai că acum anul ăsta, cum este cu pandemia... Asta este. Regulile sunt altele. Da. Dar până la urmă trebuie să ne bucurăm da, de această zi. Da, așa este. Așa este ziua noastră și asta e. Cum este de 8 martie la lucru? Bine. Ca de obicei. Frumos. De cât timp lucrați aici? De 6 luni. Este deci pentru prima dată când prindeți 8 martie aici. Da. Este pe domnului primar, cum vi se pare? Frumos. Un mesaj de 8 martie? La mulți ani tuturor femeilor. Primarul a mers la fel ca în fiecare an în toate fabricile, unde își desfășoară activitatea exclusiv reprezentantele sexului frumos. La fabrica de bijuterii, gestul primarului a fost întâmpinat cu aceeași bucurie ca în fiecare an. Aici își desfășoară activitatea 170 de lucrătoare. Țin pe această cale să urez un călduros la mulți ani și multă sănătate tuturor femeilor din Drobeta Turnu Severin. După cum vedeți, suntem aici cam fiecare an și am dăruit câte o floare simbolică ca pentru început de primăvară. Le urăm multă sănătate și să fie fericite! Și la fabricile de textile, doamnele și domnișoarele au fost întâmpinate la serviciu de o floare oferită de către edilul municipiului Drobeta Turnu Severin. Cam fiecare an mulțumim domnului primar că vine să ne acorde o mică atenție doamnelor de la noi, chiar dacă perioada aceasta a fost un pic mai dificilă, dar am reușit să trecem cu bine. Acesta este modul autorităților de a-și arăta prețuirea față de femeile care își desfășoară activitatea în condiții dificile de muncă, însă nu sunt niciodată ocolite de atenția reprezentanților primăriei.